Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii ZF 15 minute cu un antreprenor. Cum facem ca economia să funcționeze în continuare, un proiect ZF și First Bank? Îl avem astăzi alături de noi pe Ioan Stânea, unul dintre cei mai puternici antreprenori locali din industria de dulciuri. A fondat compania Pan Food din Sibiu și ne va povesti un pic care este istoria acestei companii, cum a reușit o afacere antreprenorială să se dezvolte pe o piață puternic dominată de multinaționale, cum a reușit România să aibă atât de puține fabrici de dulciuri și alături de dumnealui o să vorbim și cum arată viitorul în consum, în industria de dulciuri și în general. Bună ziua și bine v-am găsit! Povestiți-ne pe scurt despre Pan Food. Care este istoria companiei? Cum ați ajuns să investiți în domeniul ăsta? Când și de ce? Deci în 2001 am înființat compania cu un asociat. Amândoi suntem ingineri electroniști, paradoxal. Dar lucrând în domeniul meu, la un moment dat s-a mai oferit ceea ce doream. Ca inginer, să pui pe picioare afacerea de producție este o provocare în orice domeniu. Așa am ajuns să facem la început un mic laborator, visând să devenim o fabrică în adevăratul sens al cuvânt, și după 20 de ani, într-adevăr, facem cam ce ne-am plătit. Aveți 20 de ani pe piața asta. Ce s-a schimbat față de când ați început? Așa cum spuneam și la începutul discuției, România are destul de puține fabrici de dulciuri. Da, s-au schimbat multe, să știți. În primii 10 ani au fost foarte mulți producători locali care și nu făceau calitate. Acum nici nu le mai știu numele multora. Au început să se cernă, am rămas tot mai puțin. Cei care, la care au contat mentalitatea, aceștia au rămas. Care considerați dumneavoastră că a fost momentul, uitându-vă în cei 20 de ani de istorie, în care a zis, ok, am reușit să punem un brand pe piață, am reușit să punem un business puternic pe piața asta? Deci din 2013 a început să meargă bine. Deci aveți aproape un deceniu de creștere. Am crescut, de fapt am crescut pas cu pas, că remine, nu am putut face salturi, pentru că nu am avut finanțare, am plecat de la zero. Doar acum câțiva ani am achitat un proiect pe fonduri europene pe care l-am finalizat, o investiție, inclusiv clădire plus urmașe. A fost un pas înainte, să zic așa. A fost criza asta, pandemia și criza pe care a adus-o ea, cel mai dificil moment pentru dumneavoastră ca antreprenor? Sau poate criza din 2009 v-a prins pe picioare? Nu, să știți, în criza din 2009 nu ne-a mers bine. Okay. De ce? Pentru că noi de la început nu ne-am axat, neavând bani, nu ne-am axat marketurilor. Am făcut produse de nișă, produse multă manoperă și de calitate. Și în perioada de criză s-a văzut acest lucru. Și s-a văzut și anul ăsta? Răspunsul din piață. Acum acesta a fost, am avut probleme la început, în martie, aprilie, când a venit pandemia și ne-a rupt în două luni, martie, o lună foarte bună. Apoi ne-au blocat exportul vreo două luni de zile, nu mai știau transportatorii cum să ajungă în Italia, Spania și care vin de noi. Dar, uitați, din septembrie este foarte interesant. Vânzările au crescut foarte mult. Se vede că lumea stă pe acasă, mai merge în continuu. În decembrie, n-am avut un decembrie așa bun de poate de 7-8 ani. Nu mai sunt târguri de Crăciun, nu mai a crescut consumul produselor românești. Asta voiam să vă întreb, să știți. În primul rând, spuneți-ne pentru cei care nu știu, în ce magazine sunteți prezenți în România și unde exportați, că menționați mai devreme. Noi avem distribuitori în toate județele țării. Suntem în majoritatea
lanțurilor mari de magazin. Export facem în multe țări. Principalele sunt Italia, Spania, Germania. Avem și de Canada. Exportați către comunitățile de români de afară sau exportați în general? Exportăm în principal, am început să exportăm pentru românii de afară, dar acum avem contracte și cu entități din țările respective. Cât deci, aduce exportul la business-ul dumneavoastră? În jur de 15% și vrem să-l creștem. Vă gândiți poate să vă lansați și un magazin online propriu, apropo de ce ziceam mai devreme, de cum a schimbat pandemia? Să știți că am încercat, nu a mers. Ok. Nu este cultura românului pentru produse. Nu știu, nu ne-a mers, dar în schimb am fost contactați de EMAG și vindem și ne pun pe platforma lor produsele și când au comers. Am înțeles. Spuneați de orientarea românilor către branduri românești. Este o tendință asta pe care ați văzut-o cu precădere în 2020 sau este o tendință începută deja de câțiva ani și accelerată poate în pandemie? Începută de câțiva ani și într-adevăr se uită și după sigla, o siglă frumoasă cu produse românești, produse tradiționale, încep să fie căutate. Cum ați descrie piața dumneavoastră de dulciuri? Este o piață dominată de mărci internaționale, de mărci produse în afara țării? Vedeți categoric. Și vedeți că în ultimii ani se dezvoltă și producție locală sau din contră continuă să se închidă fabrici mai mici sau mai mari? Să știți că suntem tot mai puțini producători care am rămas și am... Vă spun acum o... Ne lovim cu niște probleme. De exemplu, sunt produse din Ucraina. Okay. Foarte ieri. Calitate mai puțin rozată. Dar ne concurează. Acolo materia primă la jumătate de preț. Salariile mici. Dar ei nu au taxă de intrare în Uniunea Europeană. De ce guvernul nu protejează producătorii români? Nu știu. Ar trebui să facă asta. A, că fac chestii politice. Dar noi suntem loviți. Credeți totuși că apetitul consumatorilor pentru made din România ar putea să salveze ceva din industrie, să o ajute să se dezvolte în continuare? Da. Dar pentru asta e nevoie un pic de ajutor. A fost la un moment dat o tentativă de lege sau să fim prezenți în supermarketuri minim 50%. Da, legea celebră. Se pare că, nu știu, ar fi bine. Momentan, cred că pe segmentul dumneavoastră sunteți mult sub 50%. Mă refer strict pe da, dulci. Suntem foarte jos. Care este produsul dumneavoastră Fanion? Care este acel produs care este cel mai căutat de consumator? Și bine, de noi am început cu ciocolată de casă, tradițională, dacă nu fost. De atunci, crescut, avem și altul. Dar ea a rămas produsul Fanion? A rămas Fanion, dar a scăzut ca și... Cam câte produse aveți în total în portofoliu? Variantele lor. Da. 40. Puteți să repetați că se aude întrerupt. Între 40 și 50 de produse cu toate variantele lor. Mă refer la arome, gramaje. Am înțeles. Și avem brand, avem mărci înregistrate, peste 10 mărci înregistrate. Ne-am certificat IFST și BRC și asta ne-a ajutat foarte mult să intrăm pe rețele. Am început să ne certificăm IFST când nu la nicăieri, dar tocmai pentru a putea face sport. Și să ne prinde bine. În câte magazine din toată România sunteți prezenți? Cu cel puțin un produs, nu cu toate, dar să aveți cel puțin. Ce... Sunt câteva suntem sute? Suntem aproximativ în jur de 250 de magazine pe județ. Ah, ok.
Și dacă ar fi să ne uităm la viitor, pentru că am vorbit de ce s-a întâmplat în trecut, am vorbit de 2020, spuneți-ne cum vedeți dumneavoastră viitorul, cum vedeți 2021 și anii ce vor urma. Deci noi am reușit, deși a fost pandemia, am reușit să ne menținem în 2020 cifra de afaceri de anul trecut. E adevărat, am scăzut de fapt, pentru că în 2020 am dezvoltat și produse noi, dar cu toate acestea nu am scăzut. Așa. Da. Văd viitorul bun. Pentru că să știți că se schimbă și percepția românii. Încep să fie mai patriot și național. Sper să fie și în continuare acest lucru. Și inclusiv ne-a crescut exportul pe zonă în care la început eram chiar prezenți numai la românii. Iasă. Da, da, da. Aveți produse pe care le-ați considera, nu știu, autentice românești, pe care străinii să nu le aibă și atunci să fie ăsta un punct de atracție pentru ei? Este un punct de atracție, dar sunt și pro și contra. De exemplu, ciocolata de casă nu este cunoscută în multe țări, de aceea nu are etnicitățile respective. Am înțeles. Deci nu sunt neapărat consumatorii străini dornici să încerce orice noutate. Nu, pentru că probabil că ar fi încercat, dar nu am avut bani să facem reclamă. Și atunci ai la decât unul din import, am putea să dezvoltăm industria asta și am putea să ne scoatem singuri din orice criză economică pe care a adus-o pandemia. Sunteți de acord cu ceea ce afirmă dumnealui? 100%. În numele țării acest lucru este politică. Este politică la de noi, stat. Nu. Adică statul recomandă consumarea produselor autohtone pentru a proteja și a crește producători locali. Da. Și nu vedeți asta și pe plan local deloc? Nu văd pe plan local deloc. Văd numai o observare a reclamelor multinaționalelor, celor care au bani și sunt puțini români care au bani, care s-au votat de la zero. Suntem cumva defavorizați de acest lucru. Am înțeles. Ne apropiem. Adică ajungem unde trebuie, probabil, dar puteam să ajungem la un exemplu în 5 ani, ne-a trebuit 20 de ani sau ne trebuie 30 de ani. Asta e de mijloace. Ne apropiem de finalul interviului și am 3 întrebări pentru dumneavoastră. Prima, care credeți că ar fi 3 măsuri sau 2 măsuri pe care statul ar trebui să le ia astfel încât să vă ajute? Mă refer aici la producătorii români. La un moment dat, protejarea noastră împotriva unor importuri. Deci ar trebui să ia măsuri. Cu prețuri foarte mici din țări care nu fac parte din Uniunea Europeană, deci nu au costurile noastre cu materii prime, cu costuri cu tot. Ar fi una și am avut probleme și avem probleme în continuare. Acum am redus oamenii anul acesta, într-adevăr, numărul de angajați, dar în perioadele în care aveam nevoie, nu găseam. Cel puțin în Sibiu, în jurul nostru, sunt foarte multe companii de auto. Nu le putem compara. Mai mulți nemci au spus. Am vrut să luăm și noi personal din alte țări. Ne-am lovit de niște intermediari care cerau tarife exorbitante. Trebuia să le oferi salariul mediu, nu salariul minim, așa mai departe. Deci nu am fost ajutați deloc în privința forței de muncă. Asta ca să găsim ceva din afară.
Ați menționat numărul de angajați. Câți aveți astăzi? Mă refer în jur de 100 de angajați. 100, ok. O problemă de care ne lovim noi, că suntem un domeniu mai îngust, să zic, dulciurile, producția de dulciuri. Nu găsim personal calificat. Nu mai există școli profesional. Vin cu liceu alimentar, dacă vin la cei mai mulți agenți comerciali sau să lucrez în birou, să-i califici la locul de muncă. Nu înțeles. Deci cele două sugestii ale dumneavoastră ar fi să rezolve problema de personal din piață, să găsească o soluție astfel încât jucătorii... Și școlarizarea în toate domeniile a tinerilor care se dedică în cele școli. Și să susțină prezența producătorilor români la raft. Da. A doua întrebare pentru dumneavoastră ar fi, spuneați că exporturile sunt undeva la 15% din business. Da. Unde le vedeți dumneavoastră ca potențial în următorii ani? Anul viitor sper să ajungem la 20%. Și ce să cred? Avem niște proiecte cu niște rețele mari din alte țări și dacă se materializează aceste proiecte, se poate duce. Spuneați, ultima întrebare, spuneați că sunteți în jur de 250 de magazine per județ, bineînțeles luând în calcul și magazinele moderne și cele tradiționale. Nu, numai pe tradițional vorbesc. Doar pe tradițional. Da, la acestea da, se adaugă și modernele, bănuiesc. Da, da. Ok. Vă gândiți, nu știu, să acoperiți mai mult din piață? Mă refer aici, sunt undeva la 75-80 de mii de chioșcari, cum îi numim noi, jucători în comerțul tradițional, plus 3500 în comerțul modern. Vreți să-i acoperiți pe toți sau mai degrabă vreți să consolidați ce ați făcut deja și să consolidați? Nu putem să acoperim pe toți. Vedeți, avem distribuitori care ei, la rândul lor, lucrează cu cine consideră ei că pot lucra. Unde își recuperează banii? În schimb, suntem am spus pe aproape toate marile rețele, magazine, și acestea, an de an, iau din piața tradițională. Așa este. Așa este. Deci, cumva vă gândiți să dezvoltați ceea ce deja aveți, canalele... Și, da, de exemplu, mai avem un proiect pe fonduri europene aprobat și în derulare, cu anumite produse noi, care ne extindem și noi, ne dezvoltăm gama, și înlocuim oarecum prin primele produse care am început și care înglobează multă manoperă cu produse. În total, ce capacitate de producție aveți? Nu știu, câte unități puteți să produceți într-o lună? Complicat. De 100 de tone. 100 de tone de dulciuri pe lună, am înțeles. Și e loc de creștere, spuneți. Apropo este de... loc de creștere. Păi nu lucrăm decât în maxim două schimburi. Lucrăm trei schimburi și crește. Atunci știți cum facem? Ne mai auzim și la anul să vedem dacă cumva s-a schimbat ceva în comportamentul de consum, dacă s-a întâmplat ceva din partea autorităților și vedeți vreun sprijin și cu siguranță vorbim și despre ce investiții aveți în plan. Vă mulțumesc frumos pentru plăcere, interviu. Mulțumesc frumos! Aceasta a fost emisiunea ZF 15 minute de astăzi, un proiect Ziarul Financiar și First Bank. Ne revedem mâine. La revedere! Știu.